Începem, da? Bună, eu sunt Ian Predar și o să vă prezint astăzi câteva lucruri de bază despre SEO. Nu nimic avansat, în principiu practic de bază de SEO. Și dacă vreți să faceți o poză de un slide, ăsta e singurul slide la care trebuie să faceți poză. Peste două zile apară la link-ul acesta, prezentarea, poze și video, așa că ulterior nu mai aveți nevoie să mă faceți. Aș vrea să încep. O să las slide-ul ăsta mai mult. Aș vrea o listă de întrebări de la voi, pe care să încerc să le răspund în prezentare și dacă cumva nu ating pe fiecare în prezentarea mea, o să le iau la sfârșit și o să le trec în ele. Atunci aș vrea măcar 5 lucruri pe care aș vrea voi să le aflați în seara asta de la mine, pe tema Basic SEO. Adică SEO de bază. Am un pix. Dacă aveți 5 lucruri. Dacă tot e basic SEO, ce e SEO? Asta e ok. Ok. Indexarea rapidă a paginilor în motorul de vizionare. Ce aplicație? De mobil. Cum faci SEO pentru o platformă globală? Ce înțeleg pe platformă? Nu poate care invitează fix toată lumea. De exemplu, să știu, Amazon. Nu faci SEO pentru Amazon? Sau? Da. Nu pentru fix pentru Amazon, dar ai ca o platformă. Internațională. Un site care are un public internațional. Exact. Știu că e un site important? Poți. Vrea ca site-ul să aibă un impact global. Nu știu. Chiar dacă nu numai că internațional, dar și un impact mai mare. Da. Sau are un impact mic. Nu, are un impact național. Dacă vine un om la noi și ne oferă un serviciu de optimizare SEO, ce să ne așteptăm de la el? Corect. Și optimizarea. Acum ce o să ne prezint, pentru Google sau pentru orice platformă? Eu sunt interesat de Amazon, dar m-am gândit de a vorbi de Google când faci SEO. Deci tu ești interesat să optimizezi rezultatele care apar pe site-ul Amazon? Eu da. Dar acum ce o să prezinți tu, o să fie mai mult pentru Google, nu? Îți răspund, dar asta e neobțin. Tu te referi ca când te duci la Amazon și cauți, de exemplu, o carte, tu ai vrea ca o carte să fie mai sus. Asta spui? Sau când te duci la Google și cauți o carte, vrei ca un rezultat de pe Amazon pe Google să fie mai sus? Hai să formăm astfel. Când cauți pe Amazon, atunci știi ce trebuie să faci pentru că Amazon nu are niște criterii. Exact, are niște criterii după care face review, dar când cauți pe Google, să apară de exemplu pagina de Amazon. Ok. Primul. Și după aia alte site-uri. Te duci la Amazon și să plătească. Da. Mai are cineva cu o întrebare răzătoare? Eu fac internet marketing de 2007, am lucrat pentru două companii de web design și acum am un proiect care se cheamă Lumea SEO PC și dacă sunteți studenți, puteți veni fără să plătiți de fiecare dată. Nu este nicio taxă. Dacă, și dacă
Pentru cei care pot să vină și nu sunt studenți sau masteranți, costă 30 de lei aproximativ. Ce costă? Lumea SEO pe PC e o serie de evenimente lunare pe tema ce facem azi SEO și pe PC, pe plane plătite, au loc la Impact Hub Bucharest, chiar pe Piața Unirii, și sunt în fiecare lună la sfârșitul lunii. Și dacă vă interesează, lumea SEO pe PC.ro și, în principiu, o să învățați lucruri mult mai avansate decât vom dezbate astăzi, și despre SEO și despre PPC. Noi avem și alte teme, social media, analytics, nu știu. Ok. Să mă dau să vedeți mai mult. Era prin 2005, așa, mi-am făceau toate o reclamele și eram pasionat pe revânt de advertising. Și a fost un concurs de reclame prin ASE, nu știu, un ANG, nu mai simte exact contextul. Și l-am aplicat și știu că vine să trebuie de scris. Greu să credeți, dar eu am făcut această reclamă. Deci eu, nu altcineva, este făcută de mine. Ce se vede acolo e un desktop și spuneam că, uite, poți să accesez, așa se merge internetul, cum că am făcut transferul. Și am făcut trei reclame de genul ăsta. Aici, că ești în Delta și poți să ai internet și în Delta. Era fenomenal în 2005 să ai internet în Delta. Și aici îți arăta Pluto și spuneam că... Pluto, da? Și spuneam că e la 4 ore lumină, adică până vine lumină, nu știu ce. Și uite, internetul tot pe acolo, are tot așa o viteză foarte mare. De data vedeți că reclamă la ZEP, care ZEP a dat faliment și vreau să cred că, cumva, faptul că nu am acceptat reclamele mele la așa, are o contribuție, pentru că eu chiar cred că are un potențial. Dar, revin, eu am făcut această reclamă. Cred că n-am copyright, deci atunci eu n-am copyright la post de asta. Nu știu, sper să nu mă derdecat, că i-am folosit într-o prezentare. După ce am făcut ASE, Relații Economice Internaționale, și după ce am făcut ASEO, m-am gândit care ar fi cea mai lucru care, la care sunt cel mai slab și aș avea cea mai mare provocare. Și anume să fac comunicare și PR. Și eu vedeam atunci comunicare și PR să faci lucruri și să spui lucruri care nu le crezi tu neapărat, dar să le spui așa de trebuie. Și am făcut master de comunicare și relații publice, m-am găsit un job, nu m-am desfăcut absolut deloc. SEO e undeva la limita între internet și PR, dar e undeva acolo la mijloc. Și chestii tehnice și ceva PR. Dar, în principiu, eu am făcut un master așa, ca un target foarte mare, pe ceva să-mi depășesc pe adică. Bun. Și primul lucru, să încerc să răspundem la întrebarea SEO. Deci, SEO este, adică trebuie să răspundeți voi, dar ce este SEO? Bun. Este Search Engine Optimization. Ce înseamnă Search Engine Optimization? Sunt sigur că am auzit pe aici că eu fac SEO pentru Amazon, adică nu cred că nu știți ce este Search Engine Optimization, dar nu vreau să spun. Bun. Deci Search Engine Optimization, tradus mot a mot, însemna că încerci să optimizezi motorul de căutare. Și de fapt, mot a mot termenul înseamnă că tu optimizezi motorul. Și atunci e optimizare pentru motoarele de căutare, ca să nu traduci super aspectat. Și e pe aici, a întrebat cineva despre optimizare SEO. Optimizare SEO e rezultatul lamentabil al unor oameni care au încercat să facă optimizare pe termenul SEO. Adică ei au zis, domnule, noi vrem să facem SEO. Dar oamenii caută optimizare pentru motoarele de căutare. Dar nu caută asta, că e clar, nu scrie nimeni optimizare pentru motoarele de căutare. Dar e posibil să scrie optimizare. Și atunci am să zicem că facem SEO. Nu putem să zicem că facem SEO, pierdem optimizare. Hai să zicem că facem optimizare pentru motoarele de căutare. Nu, pentru că pierdem pe SEO și pierdem pe aia care... și oricum, oamenii nu o să scrie niciodată optimizare pentru motoarele de căutare. Și atunci ești chestia asta care este soluția pe mine, e un pleonasm, e o chestie super jenantă așa între oamenii care fac SEO. Optimizare. E o chestie pleonastică și când vezi asta, te întrebi, băi, deci, și vezi pe site, ideea că a devenit practică, common practice. E ca și cum ai zice, vă dați seama, e optimizare, e search engine optimization. E un nonsens. Și când te gândești la originea că originea e că au încercat unii să facă atât de mult SEO încât au distrus însăși denumirea de SEO, e o chestie așa jenantă. Deci SEO și optimizare SEO este același lucru. Hai să-i spunem SEO. Vă sfătuiesc să nu folosiți optimizare SEO și trebuie să corectați așa, trageți de mână, că știți, nu trebuie corect această optimizare SEO pe cei care folosesc. Bun. SEO este optimizare pentru motoare de căutare. Și anume, trebuie să optimizezi ce? În principiu, site-ul. Cam asta optimizezi. Dar în ultimii ani,
sarcinile celor care fac SEO s-au extins. Și acum trebuie să știi și ceva despre newsletter, trebuie să știi și ceva site-ul site, dar poți să faci și un blog, trebuie să știi ceva de social media și la un moment dat, o persoană care face SEO trebuie să aibă și niște abilități tehnice, să înțeleagă arhitectura site-ului și cum e făcut site-ul, trebuie să înțeleagă și ceva comunicare cu oamenii, în sensul că trebuie să-i convingă cu oamenii să... Trebuie să ai o comunitate și ca să ai o comunitate trebuie să ai niște abilități umane și trebuie să produci conținut. Și atunci, un SEO, fie se specializează pe unele din laturile astea, face, nu știu, chestii tehnice, optimizarea site-ului, fie face content, fie o ia parte de PR, ca să zicem așa. Și atunci, SEO e o gemănare între tehnic, uman și producere de conținut. Cam pe acolo, cam în astea trei. Și acum, cumva legat despre ce este SEO, fundamental, cum faci SEO? Adică, să zicem, ai un site, ai un blog, ai o rețea socială, ai o ceva pe Amazon. Cum faci SEO? Ce trebuie să... Ce faci ca să se cheme că faci SEO? Te asigur că oamenii au experiență plăcută pe site-ul tău. Adică, când dau click și exact unde să ajungă, nu mai ajungă la parte. Mă gândesc și eu, da, îmi pare de prostit. De să conțină site-ul pe care vrei să-l obținut și anumite keywords, cuvinte sau o serie de cuvinte. Care să ducă la apariții din căutări, rezultatele căutării. Căutările, atunci când, să zicem că tu ești o băcănie și oamenii dau search pe Google, spre exemplu, nu știu... Pâine. Caută pâine, nu, să zicem că ești o băcănie și caută școală de șoferi. Când caută școală de șoferi de intrat pe site tot după o căutare Google, e clar că e ceva neregulă. Deci ce ne optimiză din punctul meu de vedere. Asta înseamnă. Okay. Dacă ca să fie optimizat SEO, optimizat SEO, da, spun așa, din punctul meu de vedere, ar trebui că atunci când scrie bărbănie să fie primul rezultat în căutare. Atunci, mai optimizat de atâta, nu poți să fie. Bun, dar cum ai făcut asta? Ce o acțiune? Care e esența la ce ai făcut ca să fie acolo? Asta era întrebarea. Bună întrebare. Bun, faci asta. Păi, verifici în timp care sunt regulile modului de căutare. Verifici. De căutare, verifici la ce algoritm răspunde. Și atunci, pe baza algoritmului la care răspunde modul ăla de căutare, gândesc că faci tu niște lucruri care se coincide și se merge așa, ca un zi treabă. Eu mă așteptam să zică cineva că este... Stați-mi pe că vreau uite ce mai zic. Deci a zis uzabilitate, ai zis de canale după aia și... Algoritmul motorului de căutare. Cumva să răspunzi la algoritmul motorului de căutare. Deci cumva să fiți așa, pe aceeași lungime de undă. Să fii relevant pentru el. Le răspund la toate trei. Da. Și generează content relevant în surse externe ale site-ului. Ok. Deci, în principal, SEO are două chestii. Cum îți faci site-ul ăsta, se cheamă optimizare internă, cum îți modifici site-ul. Și al doilea lucru, ce faci în afara site-ului, în special social media, poate newsletter, poate blog. Dar în principiu, cum faci site-ul și ce faci în afara site-ului, în special link-ul, în afara site-ului, în special link-ul. Legat de, ai spus acolo că, uzabilitate, experiența vizitatorului. Ai scris de uzabilitate. E un factor care contează foarte mult și are un impact asupra SEO, în sensul că se întâmplă așa. Omul caută la Google băcănie, îți găsește pagina printre primele 10, să zicem, face click și Google poate să vadă dacă vizitatorul e suficient de mulțumit de ce a găsit acolo, încât nu se mai întoarce la Google căutând altceva. Adică eu caut băcănie, Google zice, ok, ești un site nou, ai niște link-uri, ai un blog, nu știu ce, hai să te pun pe 7. Și te pune Google pe 7, a făcut click și atunci Google se uită, se întoarce vizitatorul la Google sau nu. Și în sensul ăsta, experiența vizitatorului contează. Mai contează în sensul că dacă ai o plan de mine făcută, care e frumoasă, care îi dă răspunsul, care nu știu ce, e tot în regulă, vizitatorul să fie mult mai tentat să dea link, să păstreze pe rețele sociale, să revină pe site și toate lucrurile astea contează. Dar nu este neapărat un factor direct. Că trebuie să știi criteriile după care funcționează Google. Corect, trebuie să știi criteriile după care funcționează Google. Cu rețele sociale sau? Da, sistemul internă.
o mare parte din ce înseamnă SEO, ca impact, este ce faci extern. Link-uri, social, nu știu. Asta e esență. Dar contează totuși și să ai un site. Adică, dacă vrei să ranchezi pentru termenul băcănie, tu trebuie să ai un site pe tema băcănie, trebuie să pe site-ul ăla să vorbești cât de cât pe tema băcănie, să ai niște poze, trebuie să ai un minim, să faci un minim lucru. Minimul ăla de lucru se cheamă SEO intern și trebuie să-l faci și pe acela. Dar, în principiu, ce determină ca prima pagină din 10 rezultate, unul să fie mai sus și unul să fie mai jos, sunt ce se întâmplă în afara site-ului, nu pe site. Dar, în primul rând, cu asta ar trebui să se înceapă cu SEO intern. Asta ar trebui foarte bine pus la punct inițial. Corect. Asta e prima chestie, mandatory. Și ulterior, dacă vrei să-ți extinzi, înțeleg că sunt necesare amândouă, adică nu e suficient să faci una fără cealaltă. Eu spuneam că, dacă înțelegi bine ce ai spus, dacă n-ai SEO intern, n-ai cum să ranchezi, deci n-ai cu ce. Pentru că trebuie să ai un site, o pagină, un URL, trebuie să ai chestia. Aici vreau să te întreb dacă, de exemplu, obiectivul tău e, ești pe băcănie și vrei să fii în top 10, trebuie să te chemi băcănie nnn.ro sau nu? Contează dacă numele domeniului e găsit, e să regăsește și cuvântul? Adică ajută? Bun. O să vă dau un slide ceva mai încolo și o să dar vă zic ideea de acum e felul următor. Google evoluează și se schimbă. Era o vreme când Google, dacă vedea un site care se cheamă băcănie.ro și tu căutai la Google băcănie, te favoriza foarte mult și spunea, uite, omul caută băcănie și sigur, sigur ar vrea să ajungă pe băcănie.ro, băcănie online, băcănie ieftină, nu știu ce. Pe faza asta au apărut extrem de multe site-uri, dar sunt unele nișe gen termopane sau, nu știu, servicii din astea instalatori, unde toate site-urile sunt termopane ieftine, noi, nu știu, toate criteriile, toate atributele care poți să-i le asignezi unui termen. Și pe faza asta, la un moment dat, ăla devine exasperat. Băi, noi stricăm internetul. Ajuns omul, dacă e instalator și vrea să-și facă un site, trebuie neapărat să-i scrie instalatorul Gigel sau cum îl cheamă, cum rog. Nu se mai poate. Și atunci a zis, ok, nu te depunctăm dacă te cheamă termopane și apar la termopane sau băcănie, dacă apar la băcănie. Nu te defavorizăm, nu te punem mai jos, dar o să scădem din importanță până să o tind despre nul. Și acum, deci, dacă te cheamă băcănie.ro sau, nu știu, băcănia veche, dar așa e un pixel, da? Nu știu. Se zice că te-ar chema nume personal. Ionel Popescu, știi, ești băcărătar. Băcărătar. Ok. E de preferat să ai un brand cu numele firmei, cu numele tău, un brand real. Pentru că, în rezultate, oamenii vor fi tentați mai degrabă să facă click pe rezultatul care e uman, personalizat, nu știu ce, decât pe băcănie.ro. Deci, dacă aveți de ales între băcănie.ro și un nume de brand, sugestia mea este să mergeți spre brand, în special, deci, v-am zis anterior, la SEO contează cum îți faci site-ul. Și contează că te cheamă băcănie.ro și că ți-ai făcut roșie. Are un impact, să zicem. Dar e mult mai important dacă vizitatorului îi place așa de mult de site-ul tău, încât vrea să-l trimită mai departe. Și dacă, de exemplu, te chem băcănia veche și vizitatorul chiar se simte bine și poate chiar îi place că se cheamă băcănia veche și nu e o problemă și nu se gândește că asta e un termen de SEO, bun, folosește băcănia veche. Nu lua ca pe un criteriu care a trebuit să te împiedice să folosești termenul băcănie. Dar nu lua neapărat, domnule, acum dacă mai fac o băcănie, trebuie neapărat să pun cuvântul băcănie în URL, pentru că altfel n-am nicio șansă că uite că toți ceilalți. Aici e și un efect foarte dubios, în sensul că dacă probabil dacă cauți termopane, din primele 10, sigur vreo 7, așa o să fie cu care conțin cuvântul termopane. Și cumva asta autodemonstrează că merge. Păi uite, toți 7 au reușit, voi reuși și eu. Nu, asta înseamnă că pur și simplu din câte site-uri de termopane sunt, majoritatea și-au denumit site-ul așa. Și e firesc ca din primele 10 să fie 7 care sunt în felul respectiv. Dar dacă aveți de ales de făcut un site, faceți cu brand, nu cu termopane minus ieftine minus nu știu ce. Apropo, dacă mergeți pe mai mult de 3 termeni, termopane ieftine 2015 Bacău, nu știu, cum rog, Google deja, ăsta e un criteriu clar de punctare. Deci 1-2 cuvinte, mai mult de 3 deja e dubios. Și 3 e la limită.
Și dacă puteți alege la un domeniu să aibă, să lipsească practic, adică, de exemplu, termopane minus ieftine, să fie legat termopane ieftine cu un rom, mergeți fără cratic. Asta e ca uzabilitate, nu ca pentru SEO. Pur și simplu, vizitatorul va reține mai ușor și va reveni mai ușor pe site, pe, dar, ok, care era site? Termopane ieftine cu un rom. Pe când termopane era cu minus, era cu underscore, e o confuzie foarte mare. Faceți lucrurile cât mai simplu și în URL-ul domeniului evitați cratic. Bun. Google funcționează cam în felul următor. Are o listă de criterii care, pe care oamenii care fac SEO încearcă să le deducă. Dar auzi, spuneam mai devreme că ar fi bine să știi, pentru a face SEO, să știi care sunt criteriile lui Google. Google are o listă de sugestii pe care ți le dă. Să faci, ai un, nu știu, niște sugestii generale pentru webmaster. Și sunt niște principii, fă așa, așa, așa. Să niște au mers mai departe cu asta. Și au zis, ok. Noi îți mulțumim pentru sfaturile generice pe care mi le dai, dar totuși, cum funcționează algoritmul Google? Și au încercat mai mulți oameni cu mai multe metode să încerce să-și dea seama care sunt criteriile după care un site apare mai sus sau mai jos în Google. Nu o să intru în detalii, dar în principiu, criteriile sunt împărțite în on-page, cum îți faci site-ul, și off-page link-uri. Și link-urile au o importanță mult mai mare. Mai contează și criterii de genul cât a stat vizitatorul pe site. E mulțumit vizitatorul de ce a găsit pe site. Adică sunt niște criterii care țin cumva de server și de viteză și de cum ți se încarcă site-ul pe mobil și de, nu știu, lucruri de genul ăsta. Dar în principiu, cum îți faci site-ul și cum e văzut site-ul în afară, cu link-uri, cu link-uri de rețele sociale. Poate chiar și cu trafic direct, lucrurile acestea contează. Asta e o metodă de... O să puteți uita în prezentare, sunt detaliate acolo. Nu o să intru în detalii, am preferat, decât să... Mai de mult când am mai avut prezentări similare, luam toate criteriile astea, dar le prezentam foarte sumar și cumva ieșea ceva oarecum confuz. O să prefer să vă zic niște lucruri concrete și să intru în detalii, mai degrabă decât să trec rapid prin multe criterii. Dar rețineți că sunt multe criterii disparate și, în principiu, e ca la punctele de amenzi. Se adună până când ai atins o limită, parcă penalizare. Ai depășit o limită și mai mare, o penalizare și mai mare. Asta e un alt mod de împărțire. E un site foarte bun. Dacă vreți să faceți SEO, vă recomand să intrați pe moz.com, un blog foarte ok. Uitați-vă pe resursele de acolo și fac o dată la 2 ani un studiu în care încearcă să-și dea seama care sunt criteriile după care funcționează Google. Și au două metode de evaluare. Odată întreabă foarte mulți experți din domeniu. Întreabă, tu, expert, cât crezi că contează link-urile? Cât crezi că contează URL-ul? Cât crezi că contează să pui termopane în URL? Și răspund oamenii la întrebările astea. Deci, asta e o metodă de evaluare. Și una, au ei un roboțel, un bot, care navighează din site în site și apoi compară cu rezultatele din Google. Și are o listă, să zicem, de 100 de criterii și ia. Hai să vedem. Site-uri care au cuvântul termopane în URL. Pe ce loc apar în Google? Și atunci compară niște criterii pe care le măsoară ei cu poziția care apare în Google și încearcă să facă o evaluare mai științifică. Dar mă rog, orice evaluare, deci Google are un algoritm și restul încearcă să-l simuleze, să-și dea seama, să nu știu ce. E foarte greu să intuiești exact care e algoritmul Google. A, să vă zic. Google face două lucruri ca să te zăpăcească și mai mult decât atât. Unu, schimbă regulile jocului foarte frecvent, adică el are o grămadă de criterii și tot timpul, constant, zilnic, sunt niște update-uri, dintre care unele update-uri periodic, nu știu, la câteva săptămâni, luni, sunt fundamentale, adică schimbă o chestie majoră. Și imaginează că tu lucrezi la un algoritm, publici acum niște rezultate și peste o lună se schimbă fix chestia pe care ai analizat-o tu, radical. Asta e un lucru. Și mai facem un lucru. Să zicem că tu ai un site și vrei să îți dai seama de cum funcționează algoritmul Google. Și atunci faci o șmecherie, faci, testezi, nu știu, pui, modifici ceva în titlu, pui o imagine mai mare, mai mică, pui niște link-uri, pui niște tweet-uri. Încerci tu să-ți dai seama de ceva. Ei, există o probabilitate, nu știu să vă dau exact o cifră, dar există o probabilitate ca Google, în mod intenționat, pentru site-ul tău specific, să aibă un alt algoritm decât algoritmul general. Adică, dacă tu încerci să manipulezi pe Google, ție să-ți meargă acum și când încerci ulterior cu alte trei site-uri, aceeași procedură, aceeași mecanism, totul la fel, să nu funcționeze. Pur și simplu pentru că Google are o chestie, ok, aplicăm random. Îți dai seama că
complicat. E, cu toate astea există oameni care și instituții care încearcă să-și dau seama cum funcționează lucrurile. Și aici aveți niște criterii, în principiu on page și off page. Bun. Am întrebat cineva de tabul sau keyword, nu știu ce. A zis ceva de tabul sau keyword la un blog. Mă rog. În fi, să zicem că aveți un blog, pe WordPress sau pe blog. E bine să puneți taguri? Depinde pentru ce lucruri. În scop SEO. Da. Da. Nu. Și a zis, nu, și de ce? Eu, de ce? Că am citit că nu mai vrea Google să-i spui tu la, după ce să se uite, ci vrea el să determine chestia aceea. Nu mai vrea luna asta și luna viitoare va dori din nou? Nu, în ultimele luni. Și cu ce se motivă? De nou ăsta, ca meta-tag-uri, să-i zici o descriere, să-i zici title-ul, dar keyword să-l iubim. Hai să explic un pic. Deci există... Deci sunt două lucruri distincte. Odată, în... Ai o pagină de pe site, da? Ai o pagină de pe site și în codul sursă al paginii alea poți să specifici undeva niște cuvinte pe care le vede doar Google. Alea sunt meta keywords despre care vorbește aici. Asta e un aspect. Apoi, dacă ai un blog pe Blogspot sau pe WordPress, poți să scrii articolul, scrii, dai nume, nu știu, și ai undeva taguri. Și pui acolo, înșiri niște cuvinte și cuvintele alea e posibil să fie afișate undeva cu norișori de taguri, nu știu ce, și oamenii pot face click pe ele și dacă ai ales, de exemplu, tagul, nu știu, pâine nouă, îți afișează mai multe articole, fiecare din articole având tagul respectiv. Deci tagurile din blog au o funcționalitate reală. Adică pe site chiar le vezi. Îți apare o listă de taguri, faci click, îți arată toate articolele cu tagul respectiv, chiar poți să le folosești. Pe când meta-tagul keywords de care spui este ascuns, este vizibil doar pentru motorul de căutare și apare doar în sursă. E bine dacă ai și conținut pentru tagurile alea care se corespundă tagurilor acelea, pentru că altfel nu o să ranchezi. Oricât de taguri ai pune, nu o să ranchezi prea tot pe ele dacă nu ai conținut construit pe acele, în jurul acelor taguri. Bun. Ca să răspund la întrebarea asta în mod eficient, trebuie să știi puțină istorie, anume istoria Google. Și în trecut, dacă aveai niște taguri, și acum funcționează. Adică cauți uneori la Google și o să vezi că diferite ziare, cauți o chestie foarte specifică și o să găsești pe unele ziare, resurse online, nu știu, bloguri, taguri, faci click pe ele și îți afișează o listă de rezultate care, more or less, n-au nicio legătură cu ce ai căutat-o acolo, dar erau înșirat pur și simplu foarte multe taguri. Asta e un pic SEO spam, un pic. Sugestia mea legat de acest aspect este în felul următor. Dacă te ajută pe tine, ca deținător de site, să folosești taguri în site, folosește-le. Adică, dacă chiar ți-e util acel norișor de taguri și vizitatorii chiar fac click pe ele și, ok, ai un site cu anumită arhitectură și poate ai multe articole și poate e relevantă arhiva. De exemplu, ai un site de medicină și ai niște taguri acolo cu părțile corpului și când faci click pe una dintre ele, îți afișează toate bolile sau toate remediile sau toate medicamentele care se referă la chestia respectivă. Și atunci are sens. Îmi afișează și un orișor și văd, uite, sunt mai multe articole despre inimă și mai puțin despre stomac. Și are o logică și o coerență. În schimb, vă zic o povestire. A venit cineva la mine și a vrut și-a făcut un site. Și mi-a cerut niște ajutori. Era un site pe WordPress și am observat că era un site de prezentare, avea, nu știu, 5-10 pagini, ceva genul ăsta. Și pe WordPress poți să faci două tipuri de articole. Poți să faci page, care e o chestie clasică, simplă, doar titlu și conținut. Poți să faci post. Și la post poți să pui categorii, tag-uri, dată, nu știu ce, mai multe opțiuni. Și m-am mirat că un site simplu de prezentare era făcut cu post. Și nu prea avea mare coerență. Adică, în general, când ai un site cu 5 pagini, nu faci post, faci pages. Și am întrebat de ce, care e rostul acelei mișcări. Și mi-a spus că la page nu pot să pun tag-uri și atunci am creat posturi ca să pot să pun tag-uri și să pun norișorul acela din partea dreaptă, pentru că am auzit că ajută la SEO. Asta e un exemplu dus la extrem. Ideea e că nu te ajută aproape deloc acel norișor de tag-uri. Nu o să apară mai sus sau mai jos, nu știu ce. Pentru mine e un efort și n-ar trebui să schimbi arhitectura site-ului special ca să poți folosi tag-uri special care au zis că ajută la SEO. În principiu, dacă te interesează ca un blog să fie mai sus în Google, tot ce e de făcut este să ai un blog, nu, aici era vorba de un site. Dacă ai un site de prezentare, fă-l suficient de relevant pentru vizitatori și fă-i dă-le informația utilă și dacă crezi că îi ajută un orișor de tag-uri, folosește-l, dar să-l faci doar așa, doar că la gândul că o să te ajute, nu e util. Deci, răspunsul la întrebare, te ajută
atâta timp cât au o utilitate pentru vizitatori. Dacă faci doar pentru Google, nu, nu e ok. A răspuns mai devreme la metatagul keyword, dacă e important și... Ok. Metatagul keyword e... Deci, ai o platformă, un site, un blog, un magazin online, nu știu ce. Dacă spun un plugin de SEO, foarte, foarte probabil acel plugin de SEO o să aibă undeva o funcție meta keywords. Și dacă ne uităm în istoria motorilor de căutare și mergem așa mult timp în urmă, o să vedem că Google era într-o vreme atât de slab în a își da seama despre ce e vorba într-o pagină, încât avea nevoie ca tu să-i specifici. Uite, asta e o pagină despre băcănie și avem tagurile. Pâine, făină, apă, nu știu ce. Și avem toate aceste taguri și eu îi spun toate informațiile lui Google, pentru că el e incapabil, incompetent fiind, să-și dea seama despre ce e vorba în pagină. Problema a apărut la un moment dat în istorie, când toată lumea, când a aflat de acest lucru, s-a pasă în șire lucruri care nu aveau nicio legătură, dar pentru care ei și-ar fi dorit să rancheze. Atunci Google, pe de o parte, a evoluat mult mai mult în a-și da seama, ok, asta e o pagină, deci aici e o băcănie, ok, am înțeles, are niște ingrediente, bun, are legătură cu păină, cu făină, cu mori, cu pâine, cu nu știu ce, cu distribuție, cu aliment. Și e în stare foarte bine să-și dea seama doar prin navigarea lui obișnuită despre ce e vorba în site. Pe linia cealaltă, SEO-iștii și oamenii în general de business s-au pasă în șire cuvinte cheie care nu au nicio legătură și spamau acolo la greu și pur și simplu puneau niște cuvinte. Și la un moment dat, a zis, ok, stop joc, bine, nu mai ajută, tu voi ați dat-o, pur și simplu, ați abuzat de practică asta și nu mai contează. E, această știre, așa, e, are câțiva, nu știu, cred că are 10 ani, nu știu, chestia asta, e o absurd de lungă, dar nu contează, adică îți face rău că folosești metatagul keywords, cu siguranță, să zicem că ai 5% probabilitate ca acest tag să-ți facă rău. Deci, aproape nu-ți face nicio rău. Deci, n-ai un motiv serios să nu-l faci. Îți face bine? Cu siguranță nu. Deci, Google a spus, Bing a spus, n-ai niciun motiv să-l folosești. Pe de altă parte, dacă te uiți la ce fac alții, dacă te uiți, orice nișă cauți, orice cauți, laptopuri, ce vrei tu, cauți la Google, iei primele 10 rezultate, și poți să te uiți, dai click dreapta în browser și dai view source. Și o să găsești că din 10, minim 3, dar de obicei spre 7 sau 8 din 10, au metatagul keywords. Și atunci tu, ca deținător de site, întrebi. Băi, aș vrea să nu folosesc, pentru că știu că Google și-a zis. Da? Îmi face vreo rău? Nu. Concurenții mei, uite și uite pe ce loc sunt. Uite, ăsta e pe 3 și a ajuns, uite, are metatag. Băi. Și avem un plugin de SEO. Pluginul ăla de SEO are meta keywords? Are. Și e așa o... E un cerc vicios în care e folosit de piață, Google nu te penalizează, toate pluginurile de SEO vin cu o chestie de genul ăsta, poți să citești până mâine că Google a zis când Bing n-a zis. În continuare e foarte folosit. Și al meu este situații complet paradoxale, de genul... Am întâlnit site-uri cu magazine online mari, care n-aveau titlurile foarte lucrate, aveau niște poze mai simpluțe, nu asta foarte bun, n-aveau descrieri foarte lucrate, meta keywords, s-au chinuit oamenii aia ca să, cu meta keywords, poate să ajungă la 200 de caractere, adică, nu știu, 40 de cuvinte, chestia asta. E, ca să spui creativitatea la minte, nu, ca să spui creativitatea la lucru și să, pentru zeci de pagini al unui site, să faci pentru fiecare pagină câte 40 de cuvinte și să faci asta repetitiv și orice produs introdus să faci chestia asta, în schimb, să nu lucrezi la tipuri, să nu lucrezi la descrieri, să nu lucrezi la poze produs, e o chestie inutilă. Alea sunt URL-uri de site. Și ai două variante. Site.ro, să zicem că ai un blog și ai un articol despre reclame și poți să... URL-ul tău poate să arate în cele două feluri. Articol minus despre minus reclame sau page PHP egal cu ID-uri. Care e mai bun pentru SEO? Primul. De ce e mai bun? Pentru că este descrisă activitatea... Bun, tema site-ului. Landing page. Sunt de acord că e mai bun pentru vizitatori. Asta, deci dacă mă întreb pe care aș face click, care aș recomanda mai departe? Da, dar mai vreau să facă click. Bun, deci pentru vizitatori sunt de acord că e mai util. Dar din punct de vedere al... Cum ar vedea Google acest URL pe care l-ar prefera? Sunt keywords de acolo. Tot pe primul, sunt keywords. Știți ceva de rău de al doilea? Nu. Ideea e că când începi să citești despre SEO, la un moment dat afli că URL-urile cu parametri, parametri fiind un zero de întrebare și vine ID egal 11, ăla e un parametru.
Dacă ai 100 de pagini, vine ID egal 1, 2, 3 până la 100. În loc să vină articol despre reclame, nu știu ce, fiecare cu propriul URL. Da, înseamnă că e un site structurat, adică Da. Ai un portofoliu de clienți. Păi așa poți să fie. Păi ID 1, ID 2, să ce mai să ai marca, marca X, marca Y. Bun, da? Ideea e așa. Dacă întrebi 100 de săvăiști despre întrebarea asta, toți o să zică, nu, toți, dar numai eu, dar mulți o să zică că prima variantă este cea recomandată și că ar trebui foarte urgent să schimbi toată structura URL-urilor și să treci de la URL-uri de tipul 2 la URL-uri de tipul 1, pentru că alea sunt mult mai bine văzute și nu știu ce. Situația e în felul următor. Dacă ai un magazin online și URL-urile de tipul 2 apar la categorie și la categorie poți să ai sortare, deci să zicem că ai o categorie numită pâine, da? Și poți să ai, nu, e prea, are prea multe produse, rochi, da? Și poți să ai o sortare alfabetică, poți să ai sortare după preț. Sortarea poate să fie ascendentă sau descendentă. Mai poți să ai sortare după vânzări. Și deja ai 6 tipuri de afișări pentru aceeași categorie. Adică tu ai 30 de rochi și odată sortezi preț ascendent, preț descendent, top vânzări ascendent, top vânzări descendent, nume ascendent, nume descendent. Deci avem 6 afișări doar pentru categorie. Apoi poți să ai filtrări. Avem categoria rochi. Poți să ai rochi roz, roșii, nu știu ce, toate culorile. Poți să ai alte mărimi, nu știu, sunt. Și gândiți-vă că pentru fiecare. Deci lucrurile se combină. Adică poți să ai rochi roșii, filtrate după 6 criterii. Și la un moment dat vine așa o explozie. Ei, în situația respectivă, sunt niște măsuri SEO pe care e bine să le iei. Adică tu să-i spui lui Google, ok, eu am câteva sute de variante și de combinații posibile, aceeași categorie. Toate lucrurile alea sunt, de fapt, același lucru, doar am schimbat un pic lucrurile. Nu știu, ordinea, nu știu ce, dar e același lucru. Și tu trebuie să-mi informezi pe Google, eu un tag care se cheamă Rel Canonical și spui, uite, din toate astea 100 de variante, doar site.ro/rochi, aia e variantă optimă și pe aia să mergi. Deci asta e specific pentru magazin online. Dacă apare varianta cu sortări și filtrări, în cazul ăla, da, varianta 2 e mai bună. Dar, dacă ai un blog și când pui un WordPress, când instalezi prima dată WordPress și lansezi pe site-ul tău, URL-ul arată cam varianta 2, ceva de genul ăsta, cu page, ceva de genul ăsta, e foarte similar cu ce v-am arătat acolo. Și oamenii o să zică, băi, schimbă neapărat structura URL-urilor, fără direct. Acolo nu mai e atât de importantă problema, pentru că fiecare pagină și fiecare articol are un URL unic. Adică numai ca la categorii când poți să am tot fel de filtrări, sortări și combinații. Același produs, aceeași pagină, aceeași articol, are un singur URL. Răspunsul la întrebarea de acolo e așa. Dacă ai de ales, dacă acum ți-ai lansat site-ul, mergi pe prima variantă. Dacă ai un site vechi și schimbarea URL-urilor din vari motive tehnice, de exemplu, poate ai o platformă mai veche, poate nu știu ce, și ți-ar fi foarte complicat să treci de la structura 2, la structura 1. Nu e necesar să o faci. Nu o face cu gândul că dacă ai făcut trecerea de la 2 la 1, o să ai niște super rezultate, nu știu ce. E un efort foarte mare să schimbi toate platforma, să schimbi toate URL-urile din site de la 2 la 1. Sigur o să ai niște pierderi când faci trecerea respectivă și avantajele sunt destul de mici. Așa că, la venit online, e ok varianta 1, în conținere care ai categorie și filtrări foarte mari și nu ai specificat o singură cale. Dacă ai un blog, mergi pe oricare variantă, e suficient de ok. Dacă ești cu blogul la început, alege varianta 1. Bun. Să zicem că ai o bătănie și ai o pagină. Pâine albă și pâine neagră. Și să zicem că ai și un... ai un magazin online. Carrefour, nu știu, Metro. Ai un magazin online, vinzi pâine, printre altele, și vrei să faci o pagină. Și poți să faci o pagină cu pâine albă, o pagină cu pâine neagră, sau să ai o pagină care are și pâine albă și pâine neagră. Cum ar trebui să abordezi situația în toate punctele respective? Adică dacă ai o băgănie și vinzi pâine albă, pâine neagră și alte produse, sau ai un Carrefour, Metro, nu știu ce, și vinzi pâine albă, pâine neagră și zeci de mii de alte produse. Întrebarea e dacă ar trebui să faci o singură pagină pentru ambele produse sau să faci pagini diferite. Pagini diferite, da. Ok.
Am dat un exemplu, pe măsură ce mă gândesc la el, pe măsură mă uimește cât de prost ar putea să fie exemplu. Întrebarea e evidentă, nu există decât un răspuns. Și trebuia să am două care să le pun în oglindă. Ideea era dacă, revenim la exemplu cu rochiile, dacă ai un magazin care e foarte mare și ai rochii și rochii, deci doar în pagina de categorie, dacă ai, să zicem că ai 5 rochii în tot magazinul, n-are rost dacă ai 5 rochii în tot magazinul, să faci o categorie rochii roșii și o categorie rochii roz. Pentru că o să fie un singur produs pentru fiecare element. N-are rost să faci o categorie pentru fiecare. Dar dacă ai un magazin care vinde doar rochii de seară și ai acolo mii de produse și la rochii roșii ai câteva sute și la rochii roz ai câteva, iarăși câteva sute, în cazul ăla ai nevoie să faci o paie distinctă. Ce voiam să spun cu punctul de aici în felul următor. Ar trebui să ai atâtea pagini câte este necesar pentru ca intenția vizitatorului să fie foarte clară. Adică dacă vizitatorul vrea să găsească niște rochii roșii și eu am 5 produse, o să ajungă direct în pagina de produs. Da? Adică nu trebuie să mă duc în pagina de categorie, rochii roșii, arăt un produs și ajunge acolo. Dacă vizitatorul caută rochii roșii și ajunge într-o pagină în care am sute de produse, atunci da, am nevoie de o categorie doar cu rochii roșii. Nu știu dacă s-au înțeles. Mă băiat contează. Nu știu. Mi-e jenă acum de întrebare. Contează mă băiat ce... Bun, am... Bravo! Ok, acum că am urmărit acest aspect foarte bine. Ideea e că contează mai mult în ultima perioadă decât conta trecut și încă întâlnesc site-uri care, dacă le vizitezi pe mobil, au experiență pentru vizitatori neplăcute. Și asta poate să fie în două feluri. Odată, nu, în trei feluri. Deja am făcut, am rezolvat asta. În trei feluri. Să zicem că ai un smartphone și are un ecran mare și poți să intri cu un site de mobil și să-ți afișeze o variantă dedicată pentru mobil. E, dar tu ai un smartphone care îți edita mai ecran și nu știu ce, și el îți afișează, în loc să-ți afișează un site care se vede frumos și care îți place să navighezi, îți afișează o variantă de mobile foarte criptică, cu 5 pagini, cu niște chestii îngrămădite acolo, cu niște texte enorme, care cumva nu e ce căutai. Deci, poți să-ți faci un site care să arată bine pe mobile, se cheamă, tehnologia se cheamă responsive și asta e, pe asta se merge acum, sau poți să faci o variantă dedicată pentru mobile, care pe smartphone nu se vadă bine. Și atunci, o să vadă bine pe multe telefoane, dar pe un smartphone cu ecran mare, ai fi preferat să ai un site responsive. 1 la 1. 2 la 1. Viteza de încărcare a site-ului. E bine pentru varianta de mobil să încerci să ai soluții de... ca varianta de mobil să-ți încarce site-ul mai rapid. Sau dacă nu, optimizează și desktop-ul și varianta pentru PC-uri, laptop-uri și nu știu ce. Și o să se miște mai bine și mobile-ul. Și mai am un punct, un pic. E bine să ai ori responsive, ori mobile, deci am întâlnit, sunt site-uri care e un ecran lat, așa nu știu ce, și intri pe mobile și oricât ai avea tu smartphone-ul de mare, tot ar trebui să găsească niște soluții, să reducă puțin din rezoluția orizontală, din lățimea. Și nici varianta de mobile, ci doar un site care așa, în cazul ăla o să te punem mai jos. Acum, dacă eu caut pe desktop și tu ai ori mobile, ori responsive, sigur n-ai nicio problemă. Sau, mă rog, și contează și cum ai făcut responsive. Adică Google se uită, ok, tu pretinzi că ai responsive, dar funcționează și el încearcă cumva să-și dea seama de niște lucruri. Eu am o platformă. Nu știu, există o chestie care se cheamă Google Webmaster Tools, vă recomand dacă face SEO, e foarte de bază să vă scrie site-ul acolo, Google Webmaster Tools. Dacă aveți un site ce vă interesează SEO, scrieți-vă Google Webmaster Tools
Și de fiecare dată când va fi o problemă, Google va încerca să vă comunice. O să vă spună, uite, trebuie să faci asta, nu știu ce. Și îți va comunica dacă ai o problemă pe partea de mobile, îți trimite un mesaj. Uite, noi avem niște căutări, nu știu ce, și ne-am uitat la varianta ta de mobile și nu e suficient de ok. Și am întâlnit inclusiv pe site-ul care teoretic trebuia să fie responsiv, Google a primit mesaj, ok, nu e așa de bine și ar trebui să mai lucrezi la asta. Dar nu spune foarte clar și nu dă, pur și simplu trebuie să găsești soluții. Da. Mai știu de contează dacă e responsiv sau nu. Da. Pentru indexare, ce sunt de acord. Contează și numărul de rezoluții pe care face dezvoltatorul de site? Că sunt pe 3, pe 6, 7? Înțelegi ce zic? Pe da. Câte... Cred că nu să... Deci, nu știu răspunsul foarte clar la întrebarea ta. Dar, în opinia mea, ar trebui să fie... Tu dacă ai măcar o variantă m.site.ro, măcar una dacă ai, în principiu Google zice ok, e ok-ish și nu o să-ți fac nimic rău. Acum, vizitatorul dacă intră de pe un device îngust sau de pe un device mai lat, dacă îi acorzi, dacă îl faci pe el să aibă o experiență mai plăcută pe device mai lat și iarăși să fie o experiență plăcută și pe device mai îngust, îi va crește probabilitatea ca vizitator, ok, mi-a plăcut, revin, salvez la bookmark, trimit mai departe, recomand, nu știu ce. Astea sunt acțiunile care, în principiu, o să te afecteze mai mult decât impactul direct al lui Google. Deci tu, în principiu, ca esența prezentării mele, trebuie să reții că orice faci, ar trebui ca, să faci ca vizitatorul să fie mulțumit, în așa fel încât să te recomande mai departe, să pună pe Facebook, să trimită la prietenii lui și dacă are un blog să zică, uite, intră pe site-ul ăla, că e o chestie mișto. Ăsta e scopul final. Strict pentru Google, dacă ai măcar o variantă de mobile, în principiu ești ok. Ok, dar ca și ranking, nu știu dacă contează vreun fel. Deci, ok, ca experiență plăcută, ai zis că e normal că trebuie să oferi pe rezoluția respectivă să vadă cât mai bine. Din ce știu eu, Google te penalizează și te informează dacă, ori dacă nu ai nicio experiență de mobile, ori dacă ai una care nu este ok. Una care nu este ok fiind că n-ai nimic, în principiu, sau nu îndeplinești criteriile. Dacă ai măcar pentru o rezoluție, în principiu nu cred că Google îți va favoriza site-ul dacă ai pentru 1 sau pentru 6. Nu știu să fie o chestie de genul ăsta. E posibil să fie și e posibil ca și ce se discută în online să nu știe, deci să nu fie publică informația că Google urmează acest criteriu, dar din ce știu eu nu se întâmplă chestia asta. Am zis despre asta? Nu. Bun. Am discutat puțin mai devreme. Ce înseamnă viteza asta? Când avem un alt tip de încărcare? Da. Contează mult pentru mobile și contează pur și simplu... Deci... S-au fost studii și cu cât viteza de încărcare a unei pagini este mai mare, adică timpul de încărcare este mai scurt, cu atât crește probabilitatea ca vizitatorul să revină, să-i placă site-ul, să-l recomandă, să nu știu ce. Iarăși, contează mai mult factorul indirect, în sensul că dacă a intrat pe site vizitatorului și îi place și se simte bine, face niște lucruri, revine, dă bookmark, trimite mai departe, nu știu ce. Lucrurile astea sunt mai importante decât viteza în sine. Dar contează și criteriul ăsta. Bun. Dacă e să faceți SEO pentru orice site, în principiu, aceste două lucruri trebuie să le faceți. Conținut și comunități. Adică, dacă tipul de site permite, ar fi bine să aveți o zonă în care să adăugați conținut nou. Să fie blog, articole, resurse, nu știu ceva, pe care să adăugați constant conținut nou. Să nu fie un site cu 5 pagini, am uitat de el, obțin niște linkuri. Ne tot ar funcționa acum ceva timp. Să-ți faci un site, pune câteva pagini, pune în contact și obține niște linkuri din alte părți și ai făcut SEO. Nu, acum ar fi bine să adaugi conținut nou constant. Unul la mână și doi, să creezi o comunitate în jurul site-ului. Comunitatea, în principiu, pe rețelele sociale, poți să te gândești să faci un blog sau un forum sau undeva unde se adună oamenii și să le citească. Cred că mai e ceva, dar blog, rețele sociale și newsletter, astea erau alea. Ok. Asta este cel mai important lucru pentru SEO. Bun. Rolul unui specialist SEO. Era o vreme când cineva care făcea SEO, venea cu un site deja făcut, obținea niște link-uri, ăla era scopul lui, nu discuta cum are cu altcineva din echipa de gestionare a site-ului, nu discuta cu cineva la nivel de business, era un rol foarte bine definit. Mai nou,
rolul unui specialist SEO e bine să fie în cât mai multe lucruri, de la numele site-ului până la decizii legate de business și cum să faci produsul și cât de atractiv e serviciul pe care îl oferi și lucruri fundamentale. În sensul că e mult mai simplu să promovezi un produs sau serviciu sau un business care are o atractivitate naturală pentru vizitatori și pentru, nu știu, oamenii care îl urmăresc, decât să încerci să faci o chestie falsă în jurul unei valori care nu există. Și legat de nume, a fost și întrebarea cu băcănie cu vreo. E bine încă de la, întrebarea cum să-mi aleg numele, să se discute cu o persoană care face SEO. Adică acum SEO intră în content, intră în social media, intră în cum îți faci produsul, cum îți denumezi business-ul, în principiu SEO intră în cam tot. Care credeți că e importanța Google Plus? La un moment dat, se spunea că e important să ai cont pe Google Plus. Ajută la optimizare. Da, asta mă întreb și eu. Favorizează Google Plus, rețea socială? Da, e bună întrebare. Ar trebui să favorizeze pe Google Plus. Da, dar ce ziceam la un moment dat să închid. Am trecut la un trenu și ți-a zis că da. Nu trebuie să ai. S-a zis, se spune, se știe, se pare. Este? Se vorbește. Se vorbește. Este sau nu? Să atent în următor. După cum se pare. Nu știu, nu putem să aflăm ce face Google. Google încearcă să împingă rețeaua asta cât mai mult, în special pentru că o rețea socială îi dă lui Google acces la foarte multe date demografice despre vizitator și despre ce site-uri vizitează și nu știu ce prieteni are, nu știu, care ulterior îi fac mult mai ușor procesul de vânzare de reclamă. Adică dacă Google știe multe lucruri despre tine, e mult mai ușor să-ți vândă o reclamă targetată, adică e mult mai ușor să facă el sursa lui principală de venit. Și în sensul ăsta, Google încearcă să împingă rețeaua foarte mult. Acum, la nivelul concret, cât de mult contează, în opinia mea, ar trebui să vă axați pe dacă ai un site, ai un blog, nu știu ce, și trebuie să iei decizia pe ce rețele se ducea intrăm. Intrați pe rețelele sociale pe care sunt deja comunități, adică dacă voi aveți o audiență, trebuie să intrați pe rețelele sociale pe care sunt deja comunități în jurul business-ului vostru. Da? Adică, n-are sens să intri pe Google Plus dacă nu ai o audiență foarte clară. Există o vreme... audiență pe Google Plus? Da, pentru marketer, oameni din tehnologie, în special, mai degrabă bărbați decât femei, chestii jos. Bun, serios, întreba. Folosesc Google Plus doar când mă joc în aplicație, ca am Android și atunci... Dă diferite reward-uri dacă se lăsesc orice pe Google Plus. Gestionez mai multe pagini de Google Plus și foarte rar vine când dă cineva follow să urmărească o pagină de Google Plus de genul respectiv. Deci eu, așa. Pe contul meu personal de Google Plus postez același lucru pe care postez și pe alte rețele Facebook, Twitter, LinkedIn și am, după Facebook, e al doilea tip de răspuns. Adică am ceva răspuns pe Twitter, am ceva uneori răspuns pe LinkedIn. Bine, vorbim și pe un subiect. Ai public pe Google Plus. Cum am spus, în opinia mea, pe Google Plus, tehnologie, de... marketing da. Și mai degrabă bărbați. Cam... Mm. Ok. Deci, cred că mi-ar folosați să vă bărbați pe Google Plus. Dacă vreți să intiști. Sau marketing. Ok. Era o vreme când Google încerca să ne impună asta mai agresiv și dacă aveai un blog sau rețea de publishing, o rețea, un site de publishing, era foarte indicat să ai Google Plus. Dacă aveai un blog sau un ziar sau nu știu ce, era extrem de indicat să ai Google Plus, că aveai niște avantaje. În prezent, avantajele respective s-au dus. Google spune destul de clar că ei nu împing foarte mult Google Plus. Deci, nu te îndeamnă să folosești foarte mult Google Plus dacă ai un business. Și atunci, nu ai un avantaj foarte mare. Un avantaj l-ai putea avea în felul următor. Să zicem că eu am un business și am o pagină de Google Plus și mă urmăresc 300 de oameni, să zicem. Dar e destul de dificil să ajung la cifra respectivă. Dacă ajung la cifra respectivă, fiecare dintre ei, dacă sunt logați în contul lor de Google Plus și caută o informație pe Google și tu ai postat pe pagina de Google Plus pe care o deții, ai postat ceva legat de lucru respectiv, în rezultatele la Google o să le scrie, uite, pagina cu tare a postat o chestie și tu urmărești pagina și, da. Deci, că te duce în zona de interese. Da. El zice, ok, cui urmărești pe ăștia, au postat pe tema subiectul respectiv, uite un mesaj de la ei, dar eu, low probability. Deci, dar tu trebuie deja să îi urmărești? Ei trebuie să urmească pe tine. Adică, mă rog, ca să te apară într-o Tu trebuie să urmărești, altă
În principiu, nu e o mare chestie. Și ideea e că când auzi de SEO, ok, hai să folosim Google Plus, că ajută la SEO. Așa, o întrebare. Da. Mod.com au publicat tot un articol, cu factori care contează foarte mult în rankul în Google. Și unul din punctele importante erau plusurile din Google Plus. Cât de importante? Are un procent, cred că, de 10%. Da, undeva pe acolo, dar cred că, dacă ții bine minte, era, deci, cred că era undeva între 6 și 10%. Au făcut și alții, deci, studiul cu ranking factor l-au făcut și alții și, în opinia altora, e pe undeva pe acolo. Dar, criteriul în felul următor. Ce faci? Deci, zicem că contează pentru tine, da? Tu, deci, ca să fie relevant pentru audiența ta, tu trebuie să ai plus 1-uri de la oameni pe Google Plus. În România, Google Plus e foarte puțin folosit. Unul la unul. Doi la unul. Din cei care îl folosesc totuși puțin, ei trebuie să te adauge pe tine ca prieten și realmente, nu? Adică pe Facebook poți... Deci, dacă vrei să cumperi 1000 de like-uri, cumva poți să-l păcălești până la un punct pe Google. Dacă vrei să cumperi 1000 de plus 1-uri, apoi Google are toate informațiile despre aia 1000 de oameni. Cine sunt, ce nu știu. Atunci, e mult mai greu să-i spui lui Google am 1000 de consumuri false, decât am 1000 de like-uri false. Nu mai cu like-uri. Pot eu? Te ajută like-urile față de mine. Îți spuneam că... Te ajută jos. Tu chiar trebuie să ai o comunitate pe Google Plus ca să conteze criteriul ăsta. Și e foarte greu să construiești o comunitate dacă unul nu sunt foarte mulți oameni pe Google Plus și aia care sunt, în principiu, nu o să te urmărească. Dacă reușești totul să faci o comunitate, înseamnă că audiența ta chiar e pe Google Plus. Dacă chiar e pe Google Plus, cum am spus mai devreme, ar trebui să fie acolo. Deci dacă audiența ta folosește Google Plus sau Twitter sau Pinterest sau nu știu, orice altă rețea, tu ar trebui să fie acolo. Dar în principiu audiența multor business-uri pe care m-au ocupat, nu e pe Google Plus. Și nu recomand, ok, hai să intrăm pe Google Plus, că sigur găsim pe cineva acolo și sigur o să se întâmple un mare succes, nu știu ce. Nu vă recomand asta. Nu faceți asta pentru SEO. Toate companiile care încercă mai degrabă sunt conturi și mai pagini, deci care au fost la un moment dat din acest lucru. Da, da, da. Aici vreau să vă zic că față de 2005 e un progres. Și că ideea e că piața e mult mai matură și că și consumatorul și concurența e cu totul altă. Adică era o vreme când îți lansai un business în online și era ok, sunt câteva magazine, piața ta e educată, nu, oamenii nu cumpără bucată, nu știu. Acum e un mare progres față de 2005. E un cliceu, dar ar fi bine să conștientizați chestia asta când, dacă lucrați în online și... Știți că era o piață atunci și o piață atunci. Și era altă concurență, altă piață, altă... Nu știu. E ok, că o mare parte dintre noi erau la școală. Voi erați la școală? Ah, da. Ok. Am luat că erați la școală, când am fost. Am o întrebare. Cât credeți că contează pentru SEO să ai un site pe platforma WordPress? Nu contează. Față de? Față de Joomla, Drupal, dacă ai magazin online, platforma de... Din experiență am văzut că se indexează ce mai bine WordPress. E mai prieten cu Google. Cred că are cont pe Google Plus. Dacă ți-a dat magazin online, ați face pe WordPress? Păi funcționează magazinul ăla. Da, poți să spui un plugin, o chestie, nu știu ce. WooCommerce. WooCommerce. Faci WordPress, magazin online. Da, dacă ne întoarce la fix începutul prezentării și ne-ai mai întâmplat o treabă chestia asta. 7-10 ori deja mai intrat. Contează, nu, e un lucru bun, că e, cred că esența prezentării contează experiența utilizatorului. Nu știu, poate nu e atât de mișto experiența unui utilizator pe un magazin online făcut pe WordPress. Habar n-am, nu știu care sunt limitările tehnice. Răspunsul e în felul următor. WordPress e o platformă, e, nu știu, un fel de limbaj de programare, ceva mai, care îți dă niște funcții, îți dă niște lucruri care, dacă tu vrei să-ți faci un site de la zero, îți pui un WordPress și te ajută. Uite, vreau să pun un login. Și el îți dă funcția de login. Nu trebuie să programezi de la zero funcția de login. Îți dă niște lucruri care te ajută să construiești pe ele. Dar cum construiești pe ele? Urând o temă.
Adică, eu dacă am un site pe WordPress, nu o să arate ca orice alt site pe WordPress, o să am o temă specifică pentru site-ul meu de WordPress. Problema e că, fiind multe teme și multe site-uri, ai foarte... Deci, tu trebuie să alegi, că sunt câteva mii, probabil zeci de mii, poate sute de mii de teme de WordPress, și tu alegi în multitudinea aia de teme și alegi una. Ei, există o posibilitate să alegi una care are un cod prost. Adică, întrebarea... Acum vorbesc eu despre bloguri. E un blog cu WordPress mai bun decât alte bloguri? În primul rând, din punct de vedere, în primul rând contează cât de bine este făcută tema respectivă. Pentru că tema poate să fie codată bine sau poate să fie codată prost. Unul la mine. Apoi, între întrebarea, dacă aveți de ales între, să zicem că nu este reprezentare, Joomla, Drupal sau WordPress. Dacă spui site-ul pe WordPress și spui o temă pe WordPress versus dacă spui o temă pe Drupal sau Joomla și spui o temă pe site-urile respective, pe platformele respective, ai o mai mare probabilitate ca punând pe WordPress lucrurile să funcționeze bine. Dar asta nu te împiedică și nu spune nimeni că, domne, întotdeauna un site pe WordPress o să fie mult mai bine optimizat pe lucrurile respective. Chestia asta funcționa, să zicem, dacă eram acum 5 sau 10 ani sau știu ce, când platformele erau încă la începuturile lor. Și atunci conta, uite, o platformă mai bine făcută sau o platformă mai prost făcută. Dar, în principiu, toate platformele de azi, împinse de cerințele pieței, sunt destul de bine, până la 80-90% îndeplinesc toate criteriile. Majoritatea dintre ele. Spui un plugin, o chestie din astea și ai 80-90% aproape orice platformă ai folosit. Da, să zicem că, în medie, un site pe WordPress cu o temă obișnuită, cu un site pe Drupal cu o temă obișnuită, probabil va fi tema de WordPress mai bine făcută. Dar asta nu e un criteriu fundamental și trecerea de la 80 la 90 nu ar trebui să fie esențială. Adică, de obicei, sunt alte criterii când îți alegi dacă îmi aleg pe WordPress sau pe Drupal. Și nu ar trebui să zici, domnule, îmi aleg pe WordPress, că ăsta e cel mai bine optimizat. Acum la magazin online. Am întâlnit pe cineva care avea un magazin online pe o platformă custom și și-a pus WordPress. Și eu nici nu m-a întrebat. Dar eu i-aș fi zis, nu spune WordPress, că nu știu ce, nu o să obții rezultate. Au venit niște rezultate fenomenale, deci am avut o creștere, nu știu. Și cumva îmi validează teoria mea. Dar nu știu situația de dinainte și nu știu ce s-a întâmplat după. Estimarea mea e că site-ul, înainte de a pune WordPress, deci era un site, platformă de e-commerce, a pus pe e-commerce pe WordPress. Estimarea mea e că varianta înainte de schimbarea respectivă nu era suficient de bine optimizată. Adică probabil avea niște greșeli care nu s-au rezolvat. Nu mă explic foarte mult, e că au avut o creștere de trafic. Da. Nu important și hashtag-ul 5 pe care folosește recent pe WordPress. Dar nu folosește WordPress. Sunt, e, contează ce temă. Nu, dar poți să ai o temă care folosește hashtag-ul 5 sau o temă care... Adică, asta spun. Poate că avem un hashtag-ul 5 care... Era... Asta a văzut mai mult de un an la trecut. E posibil să nu da limit. Da, e posibil. Deci dacă mă întreb dacă e posibil, e posibil. Ok. Deci dacă ai un magazin de e-commerce, nu ar trebui în principal să pui WordPress, în special pentru că WordPress și e-commerce, cu toate plugin-urile și cu toate nu știu, e foarte... deci WordPress a fost inițial făcut ca o platformă de blogging, s-a tot extins și s-au făcut site-uri pe el, s-a tot extins la un magazin online. În opinia mea, un site cu WordPress, cu temă, cu plugin-uri și cu platformă de e-commerce, complică lucrurile atât de mult, încât e o mare probabilitate ca ceva să nu meargă. Deci, dacă se strică ceva la WordPress, la un plugin, la temă, sau la platforma de e-commerce și deja patru lucruri care poate, pot merge rău, dai de unul. Așa, dacă ai o platformă de e-commerce, ai platforma, plugin, temă, ai doar trei. La WordPress ai WordPress-ul și platforma de e-commerce și niște chestii mari care, na, niște îmbrăligături pe acolo, pentru că WordPress-ul la bază nu are produse, categorii, plus că WordPress-ul se actualizează foarte des, plugin-urile la rândul urmă, dacă nu dai update la plugin-uri, apar bug-uri, apar chestii. Da, și poate să fie oricând conflict între temă, plugin, mă rog. În principiu, dacă ai magazin online, în opinia mea, ar fi bine să mergi cu platforma de e-commerce și să-ți alegi platforma și temă și plugin-uri. Okay. Pentru cei care știu ce e duplicate content, nu, hai să zic un pic ce e. Duplicate content. Da, e content. Bun. Am lămurit. Eu zic să mergem mai departe, că asta era întrebarea. Deci, dacă ai o pagină de categorie,
poți să ai filtrări, sortări, nu știu ce, în care aceeași pagină de categorie e afișată în mai multe locuri. Și ai, practic, același conținut, cu mici variații, afișat de foarte multe ori. Sau să zicem că ai un calendar, ai în bara laterală un calendar, și când face cineva click pe 1 ianuarie, 2 ianuarie, 3 ianuarie, 4 ianuarie, 5 ianuarie, fiecare zi, îi scrie acolo, face click pe 1 ianuarie, obține un link, toate evenimentele din 1 ianuarie. Nu e niciun eveniment din 1 ianuarie. Face cineva click pe 2 ianuarie. Și vizitatorii, la un moment dat, dacă fac click de 4 ori, o să lămurească și o să mai facă click. Google e foarte conștiincios și încearcă el așa să navigheze din URL în URL. Și mai ales că ai un calendar cu câteva sute de zile în fiecare an și ai câțiva ani. E, ai foarte mult conținut duplicat în care îi dai informație lungă. Sau o să ai taguri și la un moment dat unele din taguri, deci să zicem că folosești la un articol 70 de taguri. Și ai 5 articole, fiecare cu 70 de taguri. La fiecare din tagurile respective e o mare, foarte mare probabilitate să dai un conținut duplicat. Pentru că având 5 articole, 70 de taguri per articol, o să ai foarte mult conținut duplicat. Același conținut diferă doar câteva lucruri în pagină. Bun, Google. Am explicat problema. Acum, cât credeți că contează de mult și cât de mult ar trebui să te axezi să rezolvi problema asta? Adică, dacă ai magazin online să rezolvi problema cu categoria rochie afișată în 6 feluri, nu, în sute de feluri, dacă ai un calendar în dreapta să-l rezolvi și dacă ai un blog să ai 70 de tari. Cum ar trebui să rezolvi problema respectivă? Sau cât de important credeți că este problema într-o fie cont? Eu faci cu Canonical, nu? Ok, la categorii, dacă ai o categorie care poate fi afișată în 100 de feluri, îi spui lui Google, din toate astea 100 de feluri, ia numai site.ro slash rochie, asta e pagina cea mai importantă, asta e funcția de bază și îi spui cu real canonical că toate alea 100 să le ignore, îl sfătuiești, dar nu-l obligi. Și zici, domnule, în principiu nu băga foarte mult asta în seamă, intră pe site.ro slash rochie și restul nu contează. Da, asta e soluție la magazin online. Acum a rămas problema cu calendarul din bara laterală sau cu calendarul din jos. Dai jos calendarul. Da. Așa. Și la blog? Păi la fel și la blog, dacă e calendar. Nu, nu. Sunt tag-uri relevante pentru articolul respectiv. Mai puțin. Cinci tag-uri. Esențiale. Da, pui tag-urile. Dacă ai un articol și prin... Să zicem că chiar ar fi util să ai 70 de tag-uri. Mai de un tag. De ce pui tag tot textul? Nu. E un exercițiu. Hai să ne imaginăm că ar fi ce să faci. Ce ar păi zici lui Google să-ți ia primele pe tag-uri. Mă rog, bă. Ia și pe ce mai. Bă, le respecti, atunci de tot. Ideea e că, pe măsură ce o să citim despre SEO, dacă veți face asta, dacă veți la profunda SEO, o să citiți că duplicate content ăsta e o chestie înspăimântătoare și ar trebui să le eviți cu orice preț. Și funcția de calendar, mulți o să zică, băi, dacă poți pune un rel canonical, adică să-i spui lui Google, ok, ignoră toate paginile de calendar, cea mai relevantă e homepage-ul sau pagina de blog sau nu știu, o chestie asta, restul ignore-le. Dacă ai un blog cu 70 de taguri pe articol, pui la fiecare să nu-ți indexeze niciunul dintre ele. Deci ai opțiunea, să-i spui lui Google, nu indexa pagina asta, dar totuși uită-te prin ea și dacă găsești un link valoros, poți să treci prin ea. Și la magazin online să folosești rel canonical. Răspunsul meu e în felul următor. La magazinul online chiar e o problemă. În sensul că dacă ai 100 de variații posibile ale unei categorii, acolo e într-adevăr recomandat să folosești rel canonic. Dacă ai varianta cu calendar, prin care e o chestie minoră, tu nici nu o bagi în seamă, e un bar lateral, nici nu te gândești că ar putea Google să navigheze din urmele URL. Ei, Google a devenit suficient de sofisticat ca, în principiu, să facă el click de câteva ori și să nu meargă așa ca zăpăcitul de mii de ori din site și să, la un moment dat, să oprească. Adică, îl ajută dacă faci ceva în privința respectivă, dar nu trebuie să le stresezi foarte mult, pentru că va găsi el până la urmă o soluție. Legat de taguri, nu mai știu cine a răspunsul, cred că tu, că... Da, ar trebui să folosești doar tagurile pe care, care sunt mai relevante pentru motorul de căutare, adică dacă e relevant pentru articol și pentru vizitatori, pune tagurile respective, dacă nu, nu. Altfel, dacă ai 70 de pagini, 70 de taguri și, în principiu, o să dai probleme de duplicate content, o să ignori și nu e atât de gravă problema dacă ignori duplicate content, nu e o problemă atât de gravă pe cât sună când citești articolul de SEO. Dar dacă vrei să o rezolvi, în principiu ar trebui să-i spui lui Google, ok, nu indexa tagurile respective, n-am ce face și pune-o pe 70, dar în principiu nu le indexa și doar poți să treci prin ele, dar nu le indexa, să nu apară în Google. Și dacă este content publicat pe alte site-uri?
Contentul său, duplicat pe alte site-uri, mă refer contacte personale cu Face și Google. Dar aia te ajută, nu? Fără link. Mai așezi. Nu? Te găsiți un fără link. Adică fără link la tine. Dacă tu nu urcați de presă, ai pus un link. Tu ai vrut să te ajut pe linkul respectiv pe punctul cheie pe care ți-l doreai. Dacă a fost preluat mult la mult, copy-paste, cum se mai face, tu unde pui comunicatul? Tu îl pui pe site-ul de comunicat de presă sau tu îl pui la tine și le iau de la tine? Trimiți către jurnaliști. Către jurnaliști. Jurnaliștii pun copy-paste. Bun, dar la tine site apare? Și oricum. Da. Pentru că tu îl pui și ca să poată să fie Bun. Dacă te-ar îngrijora foarte mult acest aspect, soluția radicală ar fi tu să-i spui lui Google, ok, nu mai indexa comunicatul de la mine pe site, că l-au preluat atâția pe Google, l-au preluat atâția pe alte site-uri, încât cumva l-au făcut pe varianta de la mine din site nerelevantă. Deci asta ar fi o variantă radicală, dar nu recomand. Ce spune Google în general despre duplicate content e în felul următor. Dacă tu ai, să zicem, un articol, nu vorbesc de comunicat de presă, o să revin ulterior. Dacă tu ai un articol și alții ți-l preiau, la modul ideal ar fi ei să preia doar un paragraf și să dea link. Ăsta ar fi optim. Să zicem că preiau tot articolul și dau link. Iarăși ce succes de mine. Dar, dacă niciuna din condițiile astea se întâmplă, și tu pur și simplu publici un articol și la alții apare după, nu știu, poate 5 minute, dar oricum apare ulterior, așa? Google, în principiu, e suficient de abil încât să-și dea seama că la tine a apărut prima dată și ulterior la ei și iarăși își dă seama dacă... Na, folosim niște cuvinte. Deci, în principiu, nu te preocupa foarte mult dacă tu ai un conținut la tine din site și alții ți-l preiau cu link sau fără, integral sau parțial. Nu scot foarte mult. Da, timp cât tu pui primul la tine pe site. Da. Deci, în titlu, recomandarea ar fi să faci comentarii de presă, îl pui la tine pe site și după aceea te vezi la toți jurnaliști. Da, asta ar fi rog. Ok. Da. Și dacă, de exemplu, ai parteneri sau alții care îți preiau o descriere a produselor tale, copy-paste, pe site-ul tău, fără să dea link. Ce se întâmplă de obicei la magazinele online nu este pe site-ul care descrie, ci în felul următor. Distribuitorul dă o descriere la toate magazinele online și tu faci ca și alții. Atunci apare problema și atunci ar trebui tu să te îngrijorezi, anume în felul următor. Dacă tu ai 100 de pagini în site, și 99% dintre ele sunt duplicat cu ce se găsește și la alții, atunci tu poți să spui o întrebare, băi, ce aduc eu relevant pentru Google care să mă diferențieze de ceilalți 100? Deci asta e o întrebare pe care merită să ți-o spui, să ți-o pui. Sau dacă tu ai un site de publishing și tot ce faci este să iei știri de la Mediafax, nu știu cine, alții, doar le copiezi și le pui la tine pe site, tu ar trebui pentru tine să spui întrebarea, ce valoare aduc eu cu site-ul meu pe internetul ăsta, în așa fel încât Google să mă pune mai sus. Asta e o problemă reală. Dar dacă eu îmi fac o descriere sau eu îmi fac un articol și alții îmi preiau, chiar dacă dau eu, de exemplu, eu îmi fac la produsele mele și le dau la un agregator, un comparator de produse, se dau descrierea mai departe, nu ar trebui să-ți faci grijă în privința asta. Google prin mercat spune asta acum ceva timp. Revenind la comunicatele de presă, dacă publici tu un comunicat de presă pe niște site-uri de comunicate de presă, e posibil să vrei să pui link. Uite, ăsta e site-ul meu, uite, nu știu ce, intră pe site-ul meu, vede. Sugestia Google este ca link-urile pe care le pui pe site-uri de comunicate de presă să aibă un tag special, nofollow. Tagul nofollow îi spune așa lui Google. Dom'le, am publicat un articol, a trebuit să pun link, na, trebuie să ajungă vizitatorul, www, na, trebuie să pui link. Dar îți spun ție Google, care citești comunicatul, să nu-i dai nicio valoare acelui link. Să-l consideri ca și cum n-ar fi. Există acolo, vizitatorul poate să facă click, dar pe mine, ca site, nu mă ajută acel link din punct de vedere SEO. Deci, revenim. Dacă pui un articol pe un site de comunicat de presă, ar trebui să-l pui cu nofollow. Aici e o idee care v-am zis-o ceva mai devreme. Era o vreme când Google făcea, aici nu o de foarte clar, la un dat acolo pe Edward, s-a apărut Google Images, News, nu știu ce, și apoi te-a și Google a dezvoltat. Și ăsta e ca ce, oferă, ce serviciu oferă Google. La un moment dat apărut Gmail și tot într-un alte lucruri. Asta e cu tipurile de servicii oferite. Dar apoi a evoluat și algoritmul în sine. Adică, Google trebuie să... Tu cauți ceva la Google și Google trebuie să interpreteze că
ce ai scris tu acolo trebuie să interpreteze într-un anume fel, încât să returneze niște rezultate din celor care le folosesc Google. Deci, algoritmul respectiv, secret, nu știu, evoluează constant. În fiecare zi apar mici schimbări și periodic apar mari schimbări și odată la câteva luni sau câțiva ani apar mari schimbări. Și aici sunt exemple de niște schimbări, cel puțin medii, spre importante, care sunt pe parcursul, nu știu, un an de zi, ceva din asta. Și recent sunt destul de frecvente și niște schimbări fundamentale și schimbă, Google schimbă regulile jocului. Dar în principiu, dacă tu faci o chestie ok, faci un site, pui niște conținut, ai niște rețele sociale, faci niște chestii de bază și nu pui reclame foarte mari, copiezi conținut, încerci să-l păcălești pe Google, nu știu, chestii de genul ăsta, în principiu ești destul de ok. Adică sunt niște principii fundamentale care erau valabile și acum 10 ani și sunt valabile și acum. Google a devenit din ce în ce mai bun să-și dea seama cine sunt cei care încearcă să-l manipuleze și să evite lucrurile respective. Bun. Aud întrebarea asta, mi se întâmplă, funcționează metoda respectivă Google? Și răspunsul e, depinde care variantă de Google te adresezi. Adică era un Google în 2002, era un Google în 2005, în 2007, în 2010 și ce de asta. Erau lucruri care funcționau bine în trecut, ulterior au funcționat mai slab și lucrurile s-au schimbat. Și atunci era întrebarea dacă o tehnică sau nu funcționează bine în Google. Ați înțeles voi. Trebuie să știți foarte clar care variantă de Google vă adresați. Și dacă te-a pus să citești un articol despre utilitatea metatagului keyword, despre care vă zic cât se poate declara, că n-are nicio valoare, o să găsiți articole care să le justifice, da, e bine să folosești metatagul keyword. Dacă vrei să-ți întâlnești o convingere greșită în SEO, sigur vei găsi articole de pe surse cu reputație care să-ți întâlnească convingerea. Pentru că sunt multe variante de Google și nu se specifică, domnule, asta e valabil pentru 2003. Nu. Puștești articolul, ei de bun. Sunt unii care au, ei faci păreri greșite. Deci, la un moment dat, dacă vrei să-ți întâlnești că ceva funcționează, chiar dacă nu se întâmplă asta, se va întâmpla acest lucru. Nu se lucrează cu ultima variantă, cea mai recentă? Păi tu lucrezi cu asta, dar să zicem că vrei să știi dacă funcționează metatagul keyword. Și scrie acolo, funcționează metatagul keyword. Și o să găsești niște articole care o să zică că da, funcționează. Da, bine, în 2013, știi? Au scrise. Deci, e ușor să găsești niște surse care să demonstreze că ceva merge, chiar dacă nu e așa. Și tot Google te tot acolo duci. E sursa problemei și soluție. Bun, aveți ea, ia încă nu știu ce, am scris profesional. Cum să obțineți link-ul către el? Deci, scopul principal, aveți un site, în principiu, oricât ar fi de stat, sigur, îndeplinește măcar 70% din criteriile de bază ale Google, pentru că toate platformele, orice platformă ați avea, sunt destul de ok. Deci, one page, ca minim absolut, stați ok. Acum ar trebui să obțineți link. Cum ar trebui să obțineți link-ul către voi? Ce înseamnă să obține link-uri pe Shredder? Înseamnă că cineva care are un blog, site, rețea socială, să scrie, uite, intră pe IRAP, ia, ok. Deci pe absolut orice canal. Că e pe rețele sociale, că e pe bloguri, că e pe Twitter. Deci trebuie o parte de PR. Da. Am găsit un om de la PR. Doamne, de treaba ta. Da, e munca, în principiu, dacă ar fi să... Dacă se face un departament, PR, să zicem și SEO, nu știu, zic și eu, da? Deci eu am proiect să spună, da, niște, să zic așa, tips and tricks, cum să fie și cum să, ce se includă în articole externe site-ului, ca să fie mai ușor găsit... Și unde e relevant. Da, și unde e relevant, exact. Deci, ce, adică, bine, că asta ca PR trebuie să știi. Deci, nu sunt mai mare Bun, nu faci asta la modul concret. Să fii prezent, să faci fel de parteneriate, ca ONG să zicem, te duci la alte ONG-uri și faci parteneriate și... Mai departe, și pe scandal. Contează unde te duce, ai către ce de share, îți dă către homepage sau către un tab, nu e importantă asta.
E important, da. Contează, dar în principiu contează mai mult să-ți dea link și contează și lucrurile de care spui tu. Ideea e să fie, să pară procesul cât mai natural. Adică ori îți dă pe homepage, ori îți dă pe pagina internă, să fie un link dat credibil, în sensul că dacă ai brusc 100 de linkuri și toate sunt către homepage sau toate sunt către o pagină, fix pe un text ancoră, pe un text, deci link-ul scrie în loc de click, aici scrie, nu știu, asociație, nu știu ce, așa, și toate sunt pe același lucru, e ceva suspect. Dacă sunt link-uri care sunt oferite natural și într-un context și sunt niște articole, nu știu ce, atunci e ok. Nu contează dacă e homepage sau pagina internă. Contează mai mult să fie natural. Da. Și cum faci? Să faci doar să? Da, nu trebuie să fie doar. Ajută să obții. Eu știu că orientările o să facă o grafă. Am okay. Ok. Google oferă $10,000, are niște granturi de $10,000 în AdWords. Adică, știți AdWords? Dar nu mai e în nu mai e? A fost și nu mai e. Ok, nu știu. Știam că a fost, nu știam cum. Deci, nu mai poți. Legat de rezultația în felul următor. Google obține, aproximativ, 99% din venituri din AdWords, din reclamele care apar în diferite locuri gestionate de ei. Eu cred că, din ce știu eu, unde 99%? N-a luat aproape deloc venituri și AdWords include reclame. Deci AdWords, veniturile YouTube sunt tot în AdWords. Deci nu e... YouTube nu are rețea proprie. Veniturile YouTube sunt tot în AdWords. Ok, eu știam că e o creștere cu 99%. Dacă mă înșel, ok. Dar și YouTube și Gmail au tot AdWords, deci cumva... Okay. Bun. Gmail scot în Google Apps acum. Ok, da, da. Deci, n-am spus că este asta, dar e nesemnificativ veniturile pe care le obțin din Gmail în Apps for Business, au și niște costuri și e pe acolo. Nu e neapărat o mare scursă de profit în Google Apps, din ce mai trebuie. Și am o cifră foarte clară, care era acum un an sau doi, 99% din veniturile Google sunt AdWords, deci, ok. Vreau să zic ceva, hai să nu vedeți. AdWords, ok. Google obține o mare parte din venituri, peste 70%, aproape de 100%, aș putea îndrăgni să spun, din AdWords. Dar nu vrea să afecteze, ok. Cum obține veniturile din AdWords? Oamenii au încredere în canalul principal. Adică mă duc la Google și caut ceva, ok, mă aștept să fie niște reclamă și Google să scoată un profit din chestia asta, dar mă aștept și când caut băcănie, să-mi afișeze o listă de 10 rezultate, ok. Poate să fie niște reclame sus, poate să fie niște reclame în dreapta, poate pe site-ul pe care ajung să fie iar niște reclame YouTube sau Google, dar nu mă dă... Nu, YouTube, Google reclame. Dar ideea e, nu mă deranjează că sunt reclame respective, atunci când eu, cât timp eu intru pe Google, ca căutând băcănie și găsesc niște rezultate, ok. Atunci el vrea ca rezultatele organice să fie cât mai puțin afectate de rezultatele plătite. Și în principiu, din ce, ce declară ei și din tot ce am citit eu în principal pe online, e că dacă tu faci o reclamă plătită la AdWords și pui un buget de $10,000 pe o anumită perioadă, consumi toată reclama, toată bugetul respectiv, impactul în SEO nu va fi nul, dar va fi foarte aproape de nul. În sensul că, dacă tu aduci cu $10,000, aduci, să zicem, nu știu, între 10.000 și 100.000 de vizitatori. Am dat o cifră, undeva pe acolo. Deci îți intră totuși un volum semnificativ de oameni pe site. Oamenii ăia, e posibil ca unii dintre ei, băi, mi-au plăcut site-ul, hai să-l trimit mai departe. Adică dacă, oricât de slab ar fi sau oricât de bun ar fi, tu la un anumit de procent de vizitatori pe care i-ai adus pe site, unii dintre ei o să le vină, o să dea mai departe, adică o să se întâmple niște lucruri care o să-ți afecteze site-ul pe partea de SEO. Dar de ce merge de mine că nu e vorba de traffic? Că nu e vorba de... Da, că nu e vorba de... Adică e vorba de ce aduce trafic, dar nu neapărat. Ranking mai mare. Da, îți aduce... Ce fac vizitatori după ce au văzut site-ul? Pentru că nu mai departe, vreau pe social... Depinde de tine, da. Ok, am uitat foarte... Dar dacă mai aveți alte idei pe care... Cum obții link-uri? A fost ok, nu mai știu exact foarte clar ce a zis, dar tot ce s-a făcut ok.
Așa, dar mai for free putem să obținem? Fără să mergem în obiectiar, fără să... Să bagi banii în AdWords. Și fără să spamăm. Fără să spamăm. O, dacă faci conținut de calitate, care trebuie să oferi la lare, la de conținut. Să faci ceva gen demențial, nu o să spune să crezi. Sau dacă te găsește cu un blog. Sau chiar dacă crezi că site-ul tău e util. Și dă mai departe. Chestii bună. Acum spui că nu faci PR, dar trebuie să faci o chestie suficient de valoroasă. Da, ție e câteva PR. Tot trebuie să... Depune un efort. Da, dar nu angajez unul. Scuze. Poți să faci PR, fără să fii PR. Angajez. Da. Adică poți să faci niște partenere, poți să vorbești cu niște probe, poți să vorbești cu... Da. Poți să faci niște conținut, poți să dai niște telefoane, poți să dai niște mail. Deci, da, nu e bine. Dacă n-ai departament de PR, înseamnă că nu faci. Ce mă țin cu telefonul bun? Cum? Îl țin cu telefonul bun? Eu nu vreau să angajez. În apărarea celor care fac SEO, multe lucruri care s-au discutat aici, adică se fac de PR, se fac de SEO. Deci, vă asigur că sunt SEO-iști care fac aceste... Deci, SEO e undeva la mijloc între PR și IT. IT-ul fiind cel care face site-ul și PR-ul ăla care ține IT. Deci, undeva între astea două. Bun. Am o comparație cu Obor. Am fost dat într-un ANG și la un moment dat trebuia să... Vindem ONG-ul, să ne ducem să ne zicem, uite, avem ONG și nu știu. Și dați-ne ceva resurse, ceva nu știu. Și era un director al ONG-ului și ne zicem, păi, gândiți-vă la oameni la Obor, duci la Obor și te apăstează tot felul de oameni pe stradă, să-ți vândă țigări, să-ți vândă nu știu ce. Câtă energie, câtă pasiune au oamenii ăia ca să-ți vândă niște chestii care e ilegală, toxică și toate calitățile aferente. Și tu, care reprezintă un ONG, care faci o chestie bună și ești de atâta timp așa, nu reușești să știi, s-a părut. Ideea e că dacă vrei să obții link-uri, puteți folosi membrii nu știu ce. În principiu, de aici încep și... Ideea e că fiecare dintre voi aveți o rețea și cu asta ca idee. De exemplu, aș putea pune, aș face o semnătură, asta este semnătura noastră și dacă vrei, poți să folosești, dacă vrei, nu. Că poate aș zice, uite, dacă ești membru, poate ar fi bine să ai blog. Nu e obligatoriu, dar poate ar fi bine. Dacă omul își face blog, foarte probabil la cel puțin un procent din ei, fără să le ceri asta în mod explicit, noi trebuie să pună din către ei iară. Sau lucruri de PR pe care le-a spus foarte bine și ne mai detaliez. Ca să vedeți de ce vă cerem să share-uiți de fiecare dată când avem un eveniment sau așa, în articolul de pe site, da? Ah, și mai era un punct. Mai era un punct care vreau să zic, în principiu, organizarea de evenimente e foarte probabil să aducă link. Pentru că faci un eveniment, faci fotografii, faci video, faci tot ce, scrii un articol, vin niște oameni, e genul de... Bază. Deci, genul, mergem la venire și găsim ce fac, gata acolo, oricum sunt televiziunile acolo, lumea scrie, se face... Ok, dacă se întâmplă ceva negativ, nu mă trebuie cu ea. Asta se zice că n-am spus eu această afirmație și am camera, deci nu am... Nu am... Nu mi-a spus aceasta. Iar eu nu sunt în cadru. Deci, suntem safe amândoi. Dar ce facem un denunțe pe acolo? Da, o tricolă asta. Ok. Dacă intram pe strict de SEO, ești de bun de PR, n-o să vă ia de omul. Dar, acum... Dacă obții link, unde să-l pui? Să zicem că ăsta e un site, are acolo o parte de sus, bar lateral, și de acolo, nu știu ce. Unde să pui link-ul? Deci cineva vrea să-ți dea link și îți oferă, uite, zi unde să pui link. Când ai un site. Numai orice tip de site, ce vreți voi. Și unde să fie link. Nu mă înfută, nu. Bun. În primul ecran. În primul ecran, nu te faci la doi. Ok. La sfârșit. Ok. Ideea așa. De obicei, în partea de jos a site-ului, apar genul de link-uri pe care oamenii nu le vor. Adică ei au pus în partea de jos genul de chestii care noi trebuie să punem undeva și punem acolo jos. Nu prea ne place, dar l-am pus acolo. Atunci, în partea de jos a site-ului, e în general bine să evitați să aveți link. Foarte probabil nimeni nu o să vă dea link în header. Deci eu dacă aș avea un site și vine ceva la mine să-i dau un link, o să pun fix în partea de sus a site-ului, care e cel mai important, să se pune. Deci acolo de obicei expus că nu vrea procesat. Dacă puteți obține link-uri în header, în principiu nu e atât de rău. Adică, sigur nu o să obțineți din 100 de încercări, nu o să obțineți decât vreo 2 sau 3. Nu e, dacă ați obține
constant 100 de link-uri de genul ăsta, ar fi ceva suspect. Dacă obțineți 2 sau 3, fenomenal, e un succes, obțineți-le acolo. Dar, în general, nu o să obțin. Acum mai apare duci, ai de ales între footer, bar laterală, înăniere sau conte. Și cum am spus, cea mai bună zonă e contentul. De ce? Pare cea mai naturală. Adică, în zona de content, de obicei, nu e un link și o zonă albă în jur, e un link în un text. De obicei, textul ăla, ca să aibă o minimă coerență cu un site, e un text relevant despre linkul respectiv. E cea mai bună metodă de a obține un link. Dacă vreți să obțineți undeva un link, în zona de content, cu un text în jurul lui despre lucrul respectiv. Și pentru că a pus și text, o să pun și o poză care iarăși poza are legătură și cu textul și cu link. Toate e ok. Asta, deci asta, nici măcar nu trebuie să-ți propui. Pur și simplu, dacă pui un link în zona de content, e înconjurat de un text și are o poză legată. Și e o chestie foarte ok. Da. Deci, contează să fie link-ul doar pe index sau poate să fie și pe pagina site? Deci, dacă pui un link în bara laterală sau în footer, e foarte probabil ca acel link să fie pe toate paginile site-ului. Google nu vede asta o problemă, atâta timp cât dintr-un profil variat de link-uri, adică dintr-un portofoliu mare de link-uri, unele dintre ele, în mod firesc, o să fie și de genul ăsta. Nu e o problemă. Dacă însă tu te duci și contactezi o grămadă de site-uri și zici, domnule, vreau să cumpăr la tine o reclamă și pun un link la tine și faci asta cu foarte multe site-uri și un mare procent din link-urile tale sunt link-uri de genul ăsta, e ceva suspect. Ca să răspund la întrebare, dacă e vorba doar de un site sau două sau trei sau patru din foarte multe, n-are importanță atât de mare. Dar, dacă ai de ales, e de preferat să ai link într-un articol pe două considerente. Odată că Google vede asta ca o chestie naturală. Deci, e bine. A doua chestie e că, dacă tu te duci la cineva și spui, uite, vreau să pun un link la tine. El o să zică, bine, spun. Și dacă spune link un sidebar sau un footer, link-ul ăla, el o să fie, link-ul acela o să fie vizibil tot timpul. După 3 luni, când parteneriatul cu tine nu o să mai fie valabil, el o să simtă asta tot timpul ca o presiune. Și când nu mai e valabil parteneriatul, l-a scos. Dacă, în schimb, îi zici, pune link în content. Cum o să pune link în content? Trebuie să scrie un articol, să pună o poză, trebuie să depună un efort. Trebuie să muncească și trebuie să facă o chestie relevantă pentru cititorii lui. Nu poate să pună link oricum. Dacă a făcut chestia asta, înseamnă că el are cu mâna lui creată un articol relevant pentru audiența lui. E, dacă un om are un articol relevant pentru audiența lui și l-a făcut și l-a muncit și nu știu ce, nu știu. Poate vreau nu o să șteargă link-ul. Și tu ai obținut un link care de obicei e și mai ieftin decât un link, deja l-am cumpărat, nu mai. Ai obținut un link care solicită mai puțin efort decât un link în bară laterală sau jos și are și un avantaj că e păstrat. Deci, în opinia mea, un content e cea mai bună zonă. Și dacă l-am ținut în cont, de obicei, pe o singură pagină, un articol, o să apară pe prima pagină o perioadă, după aia e dat doar la 2-3 de stați. Indexul să aibă o totalitate mare, pagina respectivă. Dar, făcând un articol cu tot și cu text, automat autoritatea e aproape de zero. Atunci, în scorul ăsta de ranking, nu te afectează? Nu ar putea să-ți dea un boost faptul că ești cu o pagină cu autoritate mare? Discursul pe care l-ai avut era foarte mult într-o variantă anterioară a Google, care nu era capabilă să-și dea seama despre ce e pagina. Dacă Google e în stare să-și dea seama că tu ai un text care e relevant, descrie clar business-ul tău și scrie acolo niște chestii frumoase și are o poză și are un link printre altele, lui o să-i se pară chestii naturale și un vot de încredere. Dacă tu pui link-ul pe prima pagină și îl repeți și pe alte pagini, să zicem, e ceva suspect acolo, nu are un text în jurul lui. Există o posibilitate, Google nu e sigur, dar există o posibilitate ca link-ul ăla să fie cumpărat. Și Google ar prefera ca link-urile să fie date cât mai natural decât să fie cumpărate. Pentru că dacă tu cumperi link-uri, îi scazi din bugetul pe care l-ai acordat pentru AdWords. Și atunci îl vrea link-uri naturale. Nu știu. Ok, spuneam să pun o întrebare, dar o să fie afirmat. YouTube e a doilea motor de căutare pe tot Google. Dacă vreți să... Ideea e că nu ignorați rețeaua asta socială, care e o zonă de conținut. Dacă puteți să faceți video, vă ajută. Vă ajută. Deci, eu vă recomand să faceți video. Dacă aveți un site, un model de prezentare, un blog, orice, faceți un video. Eu fac screencast, mă registrez la calculator și vă filmez. Deci, doar vocea, ecranul, le capturez și nu știu ce fac clip. Care cum ați folosit YouTube? Știți ce e marketing sau retargeting? Mm-hmm.
Știi, era un banc cu niște preoți. Știți? Da. Ok, dacă știți, nu mai spun. Știți? Nu. Nu mai lasă, nu, trebuie să învățăm. Și unii zic știți, unii zic da și unii zic nu. Știi? Aia care știu, să zic așa, aia nu știu. Sunt în stația atât. Deci știți sau? Da, nu. Unii știu, da? Asta era? Da. Nu știu, toți bine. Întâi așa, recomand aproape întotdeauna la orice tip de site să faceți remarketing. Dacă e vorba să faceți un tip de reclamă, recomand varianta. El funcționează în felul următor. Intri pe un site, oarecare, l-ai atras prin orice metodă. SEO, AdWords, Facebook, nu știu ce. Deci ai reușit să aduci un vizitator pe site. În momentul în care ai intrat pe site, îi plantezi un cookie în calculator și ulterior, persoana respectivă, când vizitează alte site-uri cu un spațiu de reclamă, acea persoană va... Tu vei putea controla ce tip de mesaj vede. Da? Deci pentru că a intrat la tine pe site, tu poți să-i afișezi reclama către site-ul tău pe alte site. Mm-hmm. E foarte intruziv și foarte enervant și nu știu ce, dar asta pentru cei care înțeleg procesul. Sunt mulți care nu înțeleg și o să zică, wow, așa-i peste tot. Da. Și dai seama ce bugit de marketing la oamenii ăștia, dar pe site-ul ăsta pe care nu am simt până acum, acum îmi dau seama, nici nu mă zise până acum, chiar erau peste tot, că abia acum realizez. Wow, crezi mai încă o dată. Am pus care fac publicitate, așa cu imagine. Plătesc doar când persoana respectivă dă click pe banner sau te afișează banner? Deci ai două metode. În general e plata pe click, dacă ții tu neapărat poți să fii și plata la unul de afișări, dar e mai puțin posibil. Mai puțin, mă rog, nu știu. În principiu, nu are atât de mare importanță care e metoda. Important e că tu, prin metoda asta, ajungi la audiență care deja a intrat la tine pe site. Deci, în mod natural, e genul de persoană care te interesează foarte mult, pentru că e foarte probabil ca persoana respectivă să devină un client al tău. Deja a intrat la tine pe site, din vari motive. A făcut odată click. Deci deja... Și te ții ca reia, de ca să se dea mai. Deci, mai nu are importanță neapărat. Mai are importanță când vede pe altă, intră pe altă pagină și vede bannerul meu și nu dă click, dar revine pe pagina mea, eu nu plătesc, adică am obținut să revină pe site-ul meu, dar că nu plătesc pe Facebook. Cred că dacă ține, nu știu sigur, nu fac, eu nu fac, pe ce fac asta, nu știu sigur. Cred că în principal e doar pata pe click. Cred că dacă ține apărat să fie la 1000 de afișe, nu poate să fie. Nu e. Sunt două variante, dacă vrei plătești pentru 1000 de afișe, este în cazul în care vrei doar să faci mai multă awareness, să fie mai cunoscut brandul tău. De asta, deci chiar tu poți să menționezi asta două, dacă vrei click, înseamnă că ești atunci cu oamenii să să aibă. Uite, au zis câte copii. Depinde ce scop vrei tu. Și este și normal că, până la urmă, faci multe afișări aceleași persoane și mai multe site-uri, ceea ce nu e, n-ar fi interesul nimănui să plătească la afișare. Tu dacă... vrei să-l atingi, de fapt, înapoi? Nu, lasă-i la drept. Și dacă ar fi amândouă? Că deja ți-a văzut marca. Așa și tu vrei ca să-l atingi înapoi pentru vânzare. Dacă ești o... Nu mai este de awareness. Da, asta vreau să te-am gândit. Dar tot display-ul nu-ți face. Păi da, dar la marketing nu mai este awareness. Pentru că el te-a văzut. Ți-a văzut marca. Acum trebuie să-i împingi. Tu ești în pasul următor în care... Convers. Procesul de vânzare, tu vrei să-l atingi înapoi să facă ce faci. Deci trebuie să-i spui altceva, să-i spui ceva nou. Îi spui ea ceva nou, îi spui să nu te uite, îi spui... Da. Nu s-o cașnat de un cat în coș și nu dar exact. Dacă te-ai uitat într-un magazin online la niște botine, după aceea botinele apar peste același botine. Recomand aproape că site să facă blog, newsletter și social media, mai toate. Și acum să reau întrebările.